Nu vă bazați pe mine, aseară am făcut niște probe, am aflat cum e să fii căsătorit cu adevărat. Era. Am fost și eu la un fotbal cu băieții, că s-a dat drumul. De la fotbal am aprit la restaurant că aveam un eveniment, a trebuit să trag niște fire și după aia am plecat la un 10-20, cum pleacă orice bărbat căsătorit bănesc, indiferent ce se întâmplă, șprițuri aia, bă, stai cu noi că... Așa, am plecat din izolarea socială de la restaurant, că n-ajungi de la o masă la alta, trebuie să alergi. Așa, am plecat acasă, am găsit ușa încuiată pe dinăuntru. Nu e nicio problemă, eu sar gardul la mine, imediat că mi s-a mai întâmplat, știi, când ești cu furici și n-ai cheie, poc, toate ușile la terasă încuiate. Ai dormit în garaj. Am putut să deschid garajul, că am o cheie, am deschis, dar nu cu telecomanda, cu cheia. M-am urcat pe garaj, am încercat la balconul de la etajul 1. Bă, când am făcut casa, am fost deștept, bă. Se auto-închide balconul de sus, nu am putut să intru. Ai fost ca Cipi Barica. Așa că primele două ore le-am dormit în mașină. La mine mă încarcă, erai îmbrăcat. Bă, și stăteam și mă gândeam, ca orice bărbat căsătorit, bă, fi greșit cu ceva. Da. Am sunat, nu s-a răspuns. De la cât a fost fotbalul programat? Da. De la ce oră? De la 8. Și l-ai respectat? Adică la 8 la cât ai ajuns acasă? Sau? La 10.58 am fost acasă. Da. Dar n-am mai găsit pe nimeni. Păi că și ăla, din a doua încercare, a plecat SpaceX-ul ăla și au ajuns la baza, imediat ce au ajuns la stația spațială, unul din astronauți a primit un mesaj. Ce faci, mai stai? Era baba soacră care a zis cât praf e la pe Marte. Stai, uite cât praf e. Așa că am aflat ce înseamnă să fii căsătorit fără să faci nimic și să dormi în mașină. Vă dați seama dacă și făceam. Da. Probabil, da. Și ploua, a fost romantic. Azi dimineața am dat seama după bordul mașinii că uitasem la pe 21 de grade, deci mă bătea și crivățul, dar n-am mai simțit nimic. Am găsit un pulover ponosit însă în garaj și m-am învelit cu el, că eu aveam doar pantalonii scurți. Mă rog. Dar de ce n-ai sunat la aia cu alarma să facă manevră? Care manevră? Să-ți pornească alarma pe interior. Nu pot eu să o, dar vecinii ce zic? A, da. Să mai apar și în ziare că m-am scandalizat. Pot să pornesc? Că ți-ai pornit singura alarma? Da, asta e știre. Așa că astăzi sunt un pic strâmb. Bă, două ore în mașină nu e chiar rău, mi-am dat seama. Da. Nu mi-am dat seama, n-am fost obișnuit. Dacă toată viața am stat singur, na, era mai simplu. Și da, bă, n-am știut că am casă atât de sigură, mă. Și mi-au zis niște vecini, bă, verifică sus că dacă vreați, nu deschizi nimic. Ce să am, încercat și cu o rangă. Azi trebuie să umblu la termopane să le reglez la loc. Nu se deschide casa, na, ce vreți să fac? Ca aia, ca niște băieți să deschidem o bancă. Le trebuie rangă și cagule.